with the bump that keeps you better. E timpul pentru o schimbare la acest minunat raft, etajeră, dulap, da, nu știu exact ce este, dar este aici, este plin cu chestii foarte șmechere legate de gaming, cum ar fi figurine cu eroi din Overwatch, avem cuburi de pe Minecraft acolo, așa mă aprinde de... Ok, ăsta nu are baterie, dar îl are. Mai am Rubik cuburi, care nu știu exact ce caut aici, astea sunt pentru oameni cu IQ superior, iar... S-a stricat. Ăsta mi-a fost dat de... Ok, da, o să-l punem aici. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Salut, apropo. Îmi pare rău, sunt prea înalt pentru unghiul ăsta de cameră. Vă place tricoul meu? Eu, dar mă rog. Astăzi, ce facem astăzi? O să punem câteva chestii pe aici. Am o mascotă cu Zeni de la Zenfone, dar pe asta nu puteți vedea pentru că e prea jos. Acolo. O să punem câteva chestii noi pe această minunată etajeră din spatele meu. Am și o chestie dată de niște fani. Iar asta le-am de foarte mult timp, oameni buni. Foarte extrem de foarte mult timp. De la Comic-Con le-am și a trecut foarte mult timp de atunci, dar mă rog, și vom pune... Uite, prima chestie aici este un... Păi, oare se vede că e de la care se... Oh, shit. Oh, da, merge! Gameplay, dude! E un fel de... tablou 3D cu Rick și Morty, pentru că, să recunoaștem, am un IQ incredibil de gigantic. Deci eu tu uite-te la mine, da? Eu mă uit la Rick și Morty, bă, și înțeleg absolut tot ce tu nu înțelegi practic, da? Iar prin faptul că vorbesc atât de bâlbâit, vă dați seama că mint. Mai am o chestie foarte drăguță, da, asta are etichetă și trebuie să eu, da. Okay, o secundă. Nu plânge. No, stai. Ah, perfect. Ok, bun. Am scăpat de etichetă. Ia uite ce am eu. Bă, nu mai fă car. Ia uite-l, mă. Bă, zici că e rocker, mă. Ia uite-te la el. Muzică rock, punk. What the fuck am I doing? Bun. Unde o să te punem pe tine, măi? Ocelotul, eu cred că o să te punem între cuburile astea de pe Minecraft, probabil. Da, perfect. Nu? Nu e mișto, mă, să stea aici? Eu zic că da. Aici am o cameră Polaroid care chiar funcționează. Și o să punem, cred că un pic mai așa, cred, am putea să, nu, știi ce facem? Facem, uite, așa, și mutăm figurina asta cu tracer aici. Apropo, astăzi facem un anunț foarte important, pentru că ați citit titlul, probabil, deja, sper, asta e de la G2A, asta e o felicitare, o să... Mamă, cât praf aici! Oh, Lord! Nu puteți să vedeți, da, e... E foarte mult praf, nu știu exact. Ăsta s-a stricat. Da, e foarte mult praf aici, nu știu exact de ce. Se pune tot praful ăsta pe etajera mea șmecheră, dar mă rog. Stai așa, să o punem și pe Lina. Undeva pe aici, uite, de exemplu. Fița cilea. Perfect, boss. Și vom păstra asta, felicitarea de la G2A undeva aici. Să aducem premiu. Bă, deci niște fani mi-au dat cadou ăsta la Comic-Con și nu mi-a venit să cred, frate. Uite și tu ce mi-au dat. Chestia asta e vreo 2 milioane. Au zis că nu căpim, că iau-o, că nu știu ce. Și mi-au lăsat-o acolo așa și ce am putut să fac? Și le-am mulțumit, desigur, le-am zis că o să o bag într-un video, dar acum, da, a trecut atât de mult timp încât sper că nu mă urăsc. Au crezut că le-am dat scam. Bă, nu v-am dat scam, mersi foarte mult. Asta e cea mai șmecheră chestie pe care am primit-o vreodată de la niște fani. Este o jucărie de aia mișto cât de... Te rog, nu te du pe jos și pe zgomot, ok? Este o jucărie de aia mișto cu diva, frate, gen de deschis acilea și probabil o scu... Oh, doamne, rămâi acolo. Oh, nu mai... Stai că mai are o chestie aici. De plastic, de ambalaj. Jet de acilea, las-o pe diva în pace. Așa, hai să o băgăm la loc unde ar trebui ea să stea. Perfect, uite cât de cool e. Stai că ți-o dau mai aproape să o vezi, fii atent. Wow, uite-te la nivelul ăsta ridicat de gameplay. Și cred că așa ar trebui să fac acolo, nu? Ok, n-am nicio idee. Iar asta e 100% genială, trimisă dată mai mult. Dă niște fani, bine boss, o să meargă uite acilea. O să meargă uite acilea alături de felicitarea de la G2A. Îmi este foarte cald, oare dacă dau drumul la ventilator, l-auziți?
Da, știi ce, n-o să mă risc. Asta a fost tot, da, gata, puteți să plecați de la video, ce pot să zic. E foarte cald aici. Da, deci am făcut niște schimbări drăguțe aici, avem oselotul. Și acum anunțul foarte important, o să îmi fie foarte greu să-l fac pentru că sunt autist și, da, nu știu să vorbesc. Bă, a trecut atât de mult timp de când am mai făcut un astfel de video încât, cred că acum vreo 5-6 zile am zis că, bă, mâine îl fac. Și am zis asta pe un livestream și m-a auzit toată lumea, dar nu l-am mai făcut pentru că mi-a fost lene. N-am mai făcut de mult așa ceva și e foarte ciudat. Ce cald e aici. Ventilatorul e prea departe. Bun, ce facem? Deschidem deschidem cutia poștală, oameni buni. Știam eu că mă voi bâlbâi. Deschidem cutia poștală, oameni buni. Dacă vă mai aduceți aminte, am avut așa cutie poștală deschisă timp de foarte mult timp. Bă, și am primit atât de multe chestii șmechere și am făcut niște videouri foarte șmechere, dar nu! Nu, de data asta va fi diferit, ok, oameni buni? Videourile vor fi mult mai șmechere, vor fi extrem de foarte șmechere. Am niște planuri, oameni buni, ok? O să fie niște reguli pentru voi și vor fi niște angajamente din partea mea pe care mi le asum, iar dacă nu mi le asum, puteți să-mi ziceți că nu sunt autist și asta m-ar durea pentru că îmi place când zice lumea asta, pentru că e o glumiță, știi? Tu nu înțelegi! Este bine să fii băgat în seamă chiar dacă într-un mod negativ. Bun! Ce spuneam? Da, vor fi niște reguli, vor fi niște angajamente de care eu o să mă țin, iar videourile vor fi 100% extrem de geniale, boss. Deci n-ai văzut un video mai genial ca ăla care o să fie la un moment dat când încep să primesc chestii de la voi? Niciodată în viața ta! Da, adresa este pe ecran în momentul ăsta. Ia uite, e fix acolo așa. Racoviță Liviu Andrei, CP37... OP1, Bârlad, Vaslui, România, parcă ceva de genul este, dar nu mai aduc exact aminte. Tu doar uite-te acolo ce scria și o să fie desigur pusă și pe undeva în descriere, dacă da. Da, deci orice colet ai avea, poți să pui adresa aia pe colet, o duci la poște și zici: tanti poșteriță, adu și tu coletul ăsta la Hate Pink, și știe băia, și imediat ajunge la mine în vreo 2 săptămâni sau ok, nu sunt foarte rapid, dar da, va ajunge la mine. Ok, reguli, oameni buni, vor fi reguli. În primul rând, nu, hai să vă zic de angajamentele mele, pentru că nu vreau să intru în regulile pentru voi din prima, pentru că după aia ziceți că sunt bulangiu. Adică sunt, dar nu vreau să ziceți asta, mă înțelegeți? Bun, vă promit că videourile vor fi de o calitate extrem de superioară. Bă, nu voi mai sta, mă, 20 de ani să deschid coletul. Voi sta vreo 3 secunde. Voi sta 3 secunde în care bag cuțitul, pac așa și după aia cat și avem cutia deschisă. Pentru că pierdeam o grămadă de timp și deschideam cam 4 colete în jumătate de oră. Ceea ce era incredibil de plictisitor. Da. Deci voi face o grămadă de caturi, voi edita acele videouri într-un mod extrem de mișto. Adică cu caturi, ce poate să fie, da, nu e foarte mișto, dar vor fi calitative, da? Voi încerca să le fac mai scurte, pentru că data trecută, da, 30 de minute, credeți că glumesc? Uneori erau de 25, 23, alteori 28. Nu, de data asta maxim 15 minute, pentru că vreau să păstrez doar chestiile foarte interesante într-un video foarte decent, ca lungime, pe care să-l puteți urmări cu familia, pentru că, desigur, va fi family friendly, la fel cum sunt eu în fiecare zi. Bun! Mai era ceva ce trebuia să fac? Nu, gata, e rândul vostru! Bun, e rândul vostru! Reguli! În primul rând! În primul rând! Nu trebuie să umpleți coletele cu 10.000 de chestii, pentru că data trecută așa se întâmpla, iar pe final de perioadă când am avut cutia poștală deschisă, deschideam un colet și aveam vreo 7 de-astea cadouri de-alea de la Pufuleț cu surprize, vreo 15 jucărele mici, vreo 7 tatuajele de-alea de la gumă turbo, vreo 18 fan art-uri, 2 scrisori de la 2 oameni diferiți în același colet. Era prea mult, deci luam o cutie, o deschideam și stăteam 5 minute la Iisuse Hristoase, nu, domnule, regulă, maxim 3 obiecte pe colet, deci poți să pui acolo așa o chestie și încă o chestie. Vă voi zice imediat, uite, niște exemple cu care am venit eu ca să fie videourile foarte interesante, pentru că știi ce mă interesează? Să fac un video foarte interesant, deci nu mă interesează ce primesc atâta timp cât pot să fac un video în care oamenii să zică: mamă, ce mișto e chestia de a primit-o, sau wow, ce dezgustătoare e chestia de a primit-o, mă înțelegi? Deci asta urmăresc eu, vreau să fac un video cât mai interesant. Chestiile pe care le primesc sunt mai puțin importante, dar
Ideea e că atunci când pui 100.000 de chestii într-un colet, niciuna nu o să fie foarte interesantă, pentru că sunt mici și o să fiu ceva gen, uite, am primit o chestie, focusează camerele din candela mătii, și așa s-a întâmplat data trecută. Iar de data asta nu se va mai întâmpla așa, oameni buni. Maxim 3 chestii pe colet. Scrisorile, nu le faceți foarte lungi, pentru că niciodată, o să le citesc off-camera, dar niciodată nu o să stau la cameră și o să încep. Bună, I hate pink. Sunt literalmente unul dintre cei mai mari fani ai tăi. 6.5 hours later. Cristi de la Suceava este un autist mai mare decât tine, etc., etc. Înțelegeți un debat, da? Deci dacă vreți să trimiteți o scrisoare care să fie și citită cât de cât pe video, faceți-o scurtă. 3 propoziții în care îmi ziceți că speri să fac, adică tu speri ca eu să fac vreo boală incurabilă, probabil. Da! Bun, hai să vă dau câteva exemple de chestii pe care le puteți trimite. Ia să vedem. Căni! Deși am foarte multe căni, o cană pe care scrie I hate pink, are autism, aș folosi-o. Deci aș folosi cana aia zilnic. Să-mi bat piciorul de nu. Puteți să faceți căni personalizate pe undeva, sunt sigur de chestia asta. Puteți să-mi trimiteți tricouri, dar, mă rog, mai bine trimiteți-mi maieuri, pentru că uite ce bine stă asta pe mine. Țuca chiar tata. Sunt prea mișto, boss. Se vede. Da, tricouri cu chestii funny, nu-mi trimiteți tricouri purtate de voi, vă rog. Sau, mă rog, maieuri. Bun, chestii legate de gaming, cum a fost asta, deși asta e un pic cam scumpă, nu mă aștept să-mi trimiteți așa ceva. Dar orice e legat de gaming puteți să-mi trimiteți și poate o să sfârșească o să sfârșească pe dulapul din spatele meu, care încă nu știu dacă e dulap sau altceva. Mă rog, ia să vedem, da, niște figurine. Șepci, puteți să-mi trimiteți șepci, uite șapca asta, boss, e foarte șmecheră. Nu puteți să egalați șmecheria acestei șepci, dar măcar puteți să încercați. Dar mă rog, în general, lucrurile pe care le trimiteți trebuie să fie cool. Oamenii să se uite la video, să găsească lucrurile pe care mi le trimiteți foarte interesante, să zică, wow, știi? Chestii dezgustătoare, da, puteți să-mi trimiteți. Puteți să-mi trimiteți dulciuri, poate niște mâncare, pentru că o să le încerc pe video. Seria de fan mail revine, ar trebui să mă mai plesnesc peste picior pentru că mă ustură. Bun, seria de fan mail revine, oameni buni. V-am zis schimbările, v-am zis cum o să fie, mă voi chinui foarte mult să editez acele videouri. Să sperăm că o să iasă foarte drăguț, foarte interesant, mie mi-este foarte cald, vă place tricoul meu, nu-i așa? Dați-mi like-uri pentru tricoul, maieul meu. Încă nu înțeleg cum de eu tot așa m-am bronzat anul ăsta, n-am purtat un tricou în vara asta, da? Deci, vara asta n-am purtat un tricou, numai maieuri, ce drept nu am ieșit afară, dar când am ieșit eram în maieu, da? Și cum de Dumnezeule mare s-a întâmplat așa ceva iară? Eu cred că ani de stat în soare cu tricou, cred că și-au spus cuvântul și acum ceva gen trebuie să-mi acopăr partea asta a mâinii și să nu fiu acoperit aici ca să se bronzeze și asta la fel cu cealaltă, pentru că aia s-a bronzat timp de 3 ani sau ceva. Ce și eu cum funcționează? Ce sunt eu, dermatolog? Îți spun eu că nu sunt. Bun. Da. Asta a fost tot, nu? Oare asta trebuia să o las în cutie pentru că bănuiesc că ar fi e collectible, nu? Adică... A, lasă, e ok, îmi place că stă așa. Deci asta înseamnă că avem 3 eroi de pe Overwatch și chestii foarte interesante și ăsta, cum îl cheamă, mă? Oselotul rocker, da? Oselotul rocker foarte interesant, da. Cred că o să fac o poză cu ăsta pentru thumbnail, ce ziceți? Da, perfect. Dar o să o punem capăt aici pentru că am zis tot ce aveam de zis. Vă rog, trimiteți-mi chestii ca să am și eu o serie interesantă pe canalul ăsta, pentru că nu mai am idei. Totul depinde de voi. În fiecare zi sufăr. Este suferință până și în momentul ăsta, că mi-e foarte cald și încerc să fac un video bun și nu iese. Dar vreau să-mi trimiteți chestii pentru videouri interesante. Vă rog eu.